Bună, haideți să facem un drop de pui. Aveți nevoie de ceapă verde, ardei opțional, usturoi, rozmarin, sare, ficat de pui, inimi, piept de pui. Gătiți câteva minute. Apoi vom trece totul prin mașina de tocat carne. Într-un bol puneți puțin lapte, 2 felii de pâine, după care adăugăm în mix mărar, 3 ouă, pâinea din lapte, amestecați. Apoi vom pune totul într-o tavă. Aveți nevoie de 3 ouă fierte. Mai punem puțin deasupra, după care punem puțin usturoi, unt, rozmarin, la cuptor la 180 de grade timp de o oră. După cum vedeți, așa arată. Sper că v-a plăcut. Dacă vă face plăcere, mă puteți urmări. Mulțumesc!